În videoclipul de astăzi o să vedem 5 capcane super, super eficiente împotriva monșilor sau chiar împotriva playerilor pe lumea voastră de Minecraft. 5 capcane care vă pot apăra casa de fel și fel de chestii nedorite. De la aruncători de flăcări, cam așa funcționează și acest aruncător de flăcări. Uitați-vă la el. Până la țepi și alte chestii nemai văzute și nemai auzite. Haideți să începem și de videoclipul de astăzi. Noi astăzi trebuie să apărăm această casă modernă de fel și fel de chestii nasoale pe care o să le pun eu la încercare, ca să zic așa. By the way, aveți și cel care a construit casa aceasta, pentru că n-am construit-o eu, a construit-o un tip de pe un site. Am găsit casa asta pe un site, trebuie să fiu sincer cu voi. Și data pack-ul din acest videoclip este, data pack-ul este în descriere, deci creatorii aveți în descriere și bineînțeles acolo în descriere mai aveți un link către Instagram, tkhat.ganicus, follow pe Instagram la băiatul vostru Adizu, mulțumesc foarte mult dacă n-ați făcut-o deja și dacă sunteți noi pe aici și nu ați abonat încă, abonați-vă, pentru că știu că un procent foarte mare dintre voi care vă uitați la clipurile mele nu sunteți abonați, așa că ce mai așteptați, abonați-vă dacă sunteți noi pe aici și credeți-mă, nu o să regretați, pentru că pierdeți multe chestii interesante și dacă nu o să vă mai placă clipurile mele, puteți să vă dezabonați oricând, nu vă ține nimeni cu forța aici. Bun, hai să începem treaba. V-am spus, avem o grămadă chestii interesante. În primul și în primul rând, ce este prima chestie, care este prima capcană pe care vreau să vă pun eu astăzi, să vă arăt eu astăzi? Ei bine, avem multi-shot dispenser. Ei bine, știm cu toții că putem să ne facem și noi în Minecraft, adică într-un mod obișnuit, în Minecraft putem să ne facem chestia asta. Adică avem acest dispenser, punem dispenserul frumușel pe acolo. Uite, punem ăsta aici așa, de fapt stai nu, îl punem, uite, ceva de genul ăsta așa, da? Bun, și fac, uite, pe undeva pe aici facem un sistem din ăsta de, stai, de infinit puls, așa, de puls infinit, am făcut așa, bun, avem puls infinit și acum ăsta ar trebui să dea cu săgețile non-stop. Arrow, stai, să iau niște săgețele de aici, uitați-vă băi și fete, vedeți? Deci cam asta se întâmplă în mod obișnuit pe Minecraft, dacă vreți să vă apărați casa voastră de diferiți mobi sau eu știu ce alte chestii vreți să faceți voi un sistem de apărare. Ei bine, avem acest multi-shot dispenser care se pune în felul acesta și uitați-vă câte dă, deci dă cu câte 3 săgeți. Imaginați-vă dacă am pune un creeper acolo. Fiți atenți, dacă punem un creeper, ok, este pe dificultatea normal, stai că băiatul meu n-are nicio treabă, băiatul meu. Iau, opa, l-a luat, ia uite-l. Trebuie să vină mai aproape. Gigele, vină mai aproape, uite-l, hâț. L-a spart. Ăsta stă fix în mijloc, în mijlocul săgeților, ia uite. Dă-te, mă, mai așa, să te lovească ăștia. Gata, bun. Și din câte vedeți, nu trebuie să puneți neapărat zi, să aveți săgeți ca să puteți să faceți treaba asta cu acest, cu acest multi-shot dispenser. By the way, dacă vreți să vă dați aceste iteme, sunt aceste 5 iteme și aceste 5 capcane, ei bine, ca să le dați, veți avea nevoie de comanda aceasta, /tag/rondp/add/give, știi? Și dai comanda asta în chat și îți va da aceste 4 iteme și această cheie. Cheia asta am înțeles că dacă o ții în inventar, pe tine nu vei activa chestiile astea, știi? Și bun, acum hai să facem mai multe din astea pe aici, să punem mai multe nebunii din astea pe aici, fiți atenți. Să vedem, eu sunt tare curios să văd dacă punem mai multe mai multe chestii din astea. Sunt tare curios să văd cum o să țină toate astea, știi? Uite, punem acolo un repeater și acolo încă un repeater, știi? Ca să avem peste tot. Ok, punem un multi-shot dispenser. Trebuie să le punem și noi frumușel, așa. Ok, le-am conectat aici între ele și acum ia. Mamă, bă, băiatule, ia uite, holy! Bă, băiatule, imaginați-vă dacă am pune aici creeperi. Câți creeperi să punem aici? Fiți atenți. Păi nu să, băi, deci n-are nicio șansă, n-au nicio șansă creeperii. Deci creeperii efectiv n-au nicio șansă aici, ia uite frate. Holy. Chestia e că acum ăștia stau între săgeți, vedeți? Dar dacă îi împingi puțin mai încolo, încep și ei să fie loviți, știi? De exemplu, uite, ăsta stă fix printre astea, știi? Printre săgeți. Oricum e foarte, foarte tare toată treaba asta. Mi se pare super genial să-ți aperi casa cu chestiile astea așa. E super genial din punctul meu de vedere.
Ok, dragii mei, acum că v-am arătat mult shot dispenserul ăsta și v-am arătat ce puteți să faceți cu ele, din nou vă reamintesc că această cheie trebuie să o țineți tot timpul în inventarul vostru dacă nu vreți să fiți loviți și voi de sau să se activeze capcanele și pentru voi. Deci dacă vreți să se activeze capcanele pentru voi, aruncați cheia din inventar și o să vorbească și pe voi. Dar dacă nu vreți să vă lovească, țineți cheia asta în inventar la orice minut, în orice moment al zilei și al vieții voastre pe Minecraft, așa. Ok, avem Pitfall Trap. Deci, în fiecare casă din asta, gen super, super păzită, ca să zic așa, de capcane și de toate chestiile astea, întotdeauna a existat o zonă în care era un fel de groapă cu lavă. Ei bine, o să facem și noi acum o groapă cu lavă fix aici la intrare. Deci fix aici la intrare o să facem o groapă cu lavă, uite, din astea așa. Stai puțin, că avem blocurile astea așa aici, da? Nici nu știu, cred că o să facem, cred că mai degrabă facem aici astea trei blocuri, da? Le spargem pe astea, fiți atenți, vă învăț o șmecherie cum să faceți coordonatele astea să spargeți niște blocuri foarte, foarte rapid. Așa, gata, uite, ați văzut, să nu mai să spargem noi toată chestia asta. E bine să știi și niște comenzi pe Minecraft când vrei să faci unele lucruri. Ok, stai să iau lavă. Ok, venim aici cu lavă, punem lava jos de tot, punem lavă peste tot pe aici, să nu avem probleme, bun, așa, acum venim sus de tot, acoperim chestiile astea pe aici, stai puțin să îmi iau și stone brick-uri din astea și toate nebuniile astea pe aici, nu trebuie neapărat să puneți cum am făcut eu aici, puteți să faceți cum vreți voi, și dacă folosim acest pitfall trap pe blocul respectiv, ăsta trebuie să dați click dreapta pe fiecare bloculeț în parte, da? Deci din câte vedeți am dat click dreapta pe fiecare bloc în parte, iar acum, de exemplu, dacă e un creeper aici, boom, ați văzut cum a dispărut? Boom, a dispărut creeperul, boom, a dispărut creeperul din nou. Deci, practic, toată chestia asta e, uite, vedeți, s-a dus singur acolo. Hai să pun mai mulți creeperi, deci fiți atenți, pun mai mulți creeperi aici, o să-mi schimb game modul, o să mă fac, nu vreau survival, vreau game, stai că gigelul ăsta vine prea aproape de mine, nu-mi place, game mode, nu-mi place gigelul ăsta din dreapta de aici, trebuie să-mi dau game mode survival. Uite, fiți atenți, eu am trecut, n-am avut nicio problemă și acum creeperul când vine, bam, a intrat acolo, a căzut gigelul. Ia vino și tu gigele încoace, gigele. Ilie, haide. Fiți atenți, vin ăștia acum și îmi pare rău. Sayonara, pa, pa, fraierilor. Și din câte vedeți, eu pot să stau pe ăsta fără nicio problemă, pentru că am cheia în inventar. Dar dacă n-aș mai avea cheia în inventar, aș muri instant. Acum că v-am arătat și acea capcană în care picau creeperii în groapă, acum să vă arăt o altă capcană care este mai activă, ca să zic așa. De exemplu, dacă trec mobii peste ea, o să iasă niște spike-uri. De exemplu, să zicem, uite, înainte să cadă creeperii ăștia aici în groapa asta, o să vrem să le dăm și puțin damage cu niște spike-uri. Ei bine, stați două secunde să facem din nou treaba asta, așa. Game of Survival. Deci din câte ați văzut eu am trecut peste aia, n-am avut nicio problemă. Și când trec creeperii, ia uite, boom. Deci ei nici măcar n-au mai au primit damage instant, nici măcar n-au mai reușit să ajungă acolo jos unii dintre ei, știi? Trebuie să mai pun aici câțiva creeper, pentru că e treaba asta foarte tare. Din punctul meu de vedere e foarte mișto. Ia, hai să vedem, creeper ai, nu? Ia, fii atent. Hop! A murit instant, unii mor instant, alții nu, știi? Și din cauza asta ar fi foarte bine să punem și o chestie din asta pe lângă, pe aici, ia. Și, boom, are și o animație foarte interesantă. Asta mi se pare super mișto la tipul care creează datapack-urile astea, pentru că face și, datapack-urile astea face și cu niște animații super, super mișto. Adică nu le face așa, gen, doar treci peste un bloc și mor instant, știi? Din nou, la fel, eu am cheia în inventar și nu se activează capcana pentru mine. Boom, creeper-ul și, n-a avut nicio treabă. Nicio treabă n-a avut. Da, cam așa funcționează aceste spike trap-uri. Sunt foarte, foarte eficiente. Evident, voi puteți să puneți chestiile astea pe unde vreți voi, pe lângă casa voastră. Adică nu trebuie neapărat doar la intrare. Puteți să vă înconjurați casa cu fel și fel de chestii din astea nebune. Eu zic că e chestie și o treabă extrem, extrem de bună din punctul meu de vedere. Următoarea capcană sau următoarea armă care vă protejează foarte, foarte eficient baza voastră este acest sharp shooter. Ei bine, acest sharp shooter pe care l-am în inventar este practic un fel de dispenser din ăsta, doar că este mult mai puternic. Și acest dispenser, din câte vedeți, are și ochii roșii,
Stai că nu putem să sparg așa. Din câte vedeți are și ochii roșii la fățuca asta de pe blog. Deci din câte vedeți asta ar cam însemna că e foarte puternic. Și o să vă arăt în câteva momente cât de puternic este și cât de puternic poate să ajungă. Trebuie să-mi iau un wall, să-mi iau și eu un wall din ăsta, să pun fix la intrare aici. Hai să punem la intrare aici, să fim și noi GJ. Bun aici 1, bun aici 1. Și acum, dacă punem niște creeperi pe aici, aceștia, din câte vedeți, or să dea de fiecare dată și vor lovi creeperii sau mobii care se apropie foarte, foarte aproape de baza voastră. Ați văzut? Deci, voi nu trebuie să faceți neapărat nimica. Deci, efectiv, ăștia nu mai au nicio șansă acum. Hai să punem mai mulți creeperi. Să pun mai mulți creeperi pe aici. Să pun mai mulți creeperi și să-mi dau survival. Să pun ea. Ia să vedem. Ăștia, dacă o să reușească să treacă, uite că au trecut. Deci au trecut de ăștia, dar n-au cum să mai treacă și de toată treaba asta de aici. Deci chiar nu mai au cum să treacă ăștia. Astea sunt foarte, foarte puternice. Dar vedeți că are o rată de tras foarte, foarte lentă. Vedeți că trage parcă una. Adică nu trage foarte, foarte repede, știi? Adică nu e atât de eficient pe cum probabil v-ați fi gândit voi. Ei bine, dar dacă aruncați un Nether Star pe o chestie din asta, îl upgradați la maxim. Și când zic la maxim, nu exagerez, credeți-mă. Uitați-vă ce să se întâmple. Holy! Dude, deci nici măcar. Deci fiți atenți, din nou, hai să ne dăm survival și hai să vedem. Deci de data asta nici măcar ăștia nu au cum să mai ajungă aici, frate. Deci nu mai au cum să mai ajungă aici, dude. Deci dacă le pui Nether Star, păi nu mai are cum să mai intre ăsta în baza ta, să mai intre cineva în baza ta vreodată. Deci îți aperi extrem de eficient baza, ca să zic așa. Deci mi se pare nebunie totală chestiile astea două. Deci sunt efectiv geniale. Iar acum, dragii mei, nu ultima, de fapt ultima chestie de anunț, cea din urmă. Ei bine, avem acest, stați două secunde, Flame Thrower. Cum v-am spus, o armă care aruncă cu flăcări. Ei bine, această armă care aruncă cu flăcări trebuie să o duceți și noi la mai distanță, pentru că, practic, efectiv aruncă cu flăcări. Și o să o ducem, uite, pe undeva pe aici. O să punem, de fapt nu punem chestiile astea, pentru că dacă o punem pe jos, uitați-vă cum arată. În primul rând, arată foarte interesant, dacă mă întrebați mine. Deci vedeți cum arată, arată bine, e făcută cu bedrock, e, bă, băiatule, e nebunie totală cu astea. Așa, și punem un creeper, îi dă imediat, adică, după ce că dă ăla cu săgeți de rupe, îi mai dă și ăsta foc. Adică stai puțin să o duc puțin mai în spate, pentru că mi se pare că nu prea merge. Uitați-vă, vedeți? Deci, efectiv, îi dă foc instant. Îi dă foc instant. Uitați-vă. Mama, le-a dat până aici. What the fuck, ia eu? Deci, uitați-vă și voi cum ăsta dă instant. Ia uite, frate, băi. Deci, alea cu săgețile alea sunt nebune rău de tot, uitați-vă. Vedeți acest flamethrower? Și cam așa funcționează și acest aruncător de flăcări. Uitați-vă la el. Bine, și pare din spate de acolo, dar nu. Da, deci cam așa funcționează și acest aruncător de flăcări. Uitați-vă la el. Holy moly, cât de tare. Da, mă, băi, și vete, cam astea au fost toate chestiile din clipul nostru de astăzi. Ia să vedem dacă o să încercăm să punem, fii atent, time set night. Așa, deci facem noapte. În primul rând punem niște d-astea de flăcări pe undeva pe aici, așa. Deci am pus două din astea de flăcări pe aici. Stai să mai pun, uite, mai pun o din asta aici. Stai. O din asta aici. Așa, stai. Una bucată aici. Stai. Una bucată aici cu Nether Star pe ea. Așa, și cu Nether Star și pe ăsta. Și haide să spawnăm efectiv foarte mulți zombie. Summon zombie. Stai, dă-mi asta. Hai să punem foarte, 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 foarte mulți zombie aici. Și să vedem acum, de exemplu, dacă spawnăm atâția zombie și sunt zombie și din ăștia pitici. Deci sunt tare curios să văd ce o să se întâmple. Chiar sunt tare, tare curios să văd treaba asta, ce o să se întâmple aici cu ăsta, cu toți zombie ăștia. Ok? Și acum, time set time survival, hai să vedem. Veniți încoace, veniți după mine. Deci uite-te și tu că n-am... Bă, nu mă lovi... Nu mai aveam săgețile în inventar? Nu cred că mai aveam săgețile, sincer. Nu mai... Bă! Ăsta mă lovește pe mine, dăm cheia. Uite că am cheia, nebunule. Ia,
Stai să vedem pe ăștia. Survivor, ia. Bă, dar nu înțeleg că am cheia. Mamă, dar așa dau damage, n-au nicio treabă. Holy moly. Mamă. Ia uite, frate, deci n-au nicio treabă ăștia, ia uite. Holy. Deci aveți grijă cu astea, că astea apare. Ia uite, deci ați văzut că zombii erau acolo, n-au nicio șansă. Deci efectiv n-au nicio șansă, frate. What the fuck. Uite-te și tu. Uite-te și tu că nici măcar n-au ajuns până aici, frate. Wow, cât de OP sunt chestiile astea, frate. Sunt extrem, extrem de OP chestiile astea, jur. Lol. Mă, băi, știi, cam asta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să mai des chestii de genul acesta în continuare pe canalul de YouTube, nu uitați să dați și vă clip pe butonul și de aici să strângem cât mai multe like-uri. Spuneți-mi în comentarii care a fost chestia voastră favorită, arma voastră favorită sau capcana voastră favorită din clipul de astăzi, ca să zic așa. Aș aprecia foarte mult să-mi spuneți în comentarii treaba asta. Și ce pot să vă mai spun? Eu am fost Băiatul Radio, toate chestiile importante le aveți în descriere. Noi ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa, pa!